A fost operațională un timp foarte scurt, dar a creat efecte și primarul din Lupeni spune că va degreva bugetul local de banii pe care i-a folosit la asfaltarea arterei principale. Este vorba despre o axă de finanțare care a fost valabilă pentru o perioadă redusă, dar despre care autoritățile de la Lupeni au aflat la timp, iar acum ar putea primi banii pe tot proiectul de asfaltare, exceptând partea de proiectare. Este proiectul cu suma cea mai mare pe care am avut o licitată. Este proiectul la care, pe care reușim să-l asfaltăm astăzi din economiile pe care eu le-am făcut la primărie timp de un an de zile. Încercăm să accesăm acești bani de pe Tudor Vladimirescu, să accesăm din fonduri europene. Am avut, să spun, norocul să se redeschidă o axă de finanțare care a fost închisă până acum o săptămână. S-a redeschis axa respectivă care se pliază, se mulează, se potrivește exact cerințelor pe care noi le-am avut. Am avut practic și un pic de noroc, a fost deschisă doar pe o săptămână axa de finanțare, a fost închisă acum jumătate de ani. S-a redeschis pentru o săptămână și uh, bucurător este faptul că a reușit să depunem în timp, uh, în timp record proiectul și acum suntem și noi pe axa de finanțare și este posibil ca să primim toți banii înapoi, 5.400.000 de lei. Artera principală din municipiul Lupeni va cunoaște o transformare spectaculoasă după ce, spune primarul Lucian Resmeriță, va fi finalizată asfaltarea, iar în zona spitalului va fi amplasat un sens giratoriu unic. Toate acestea sunt detalii pe care, așa cum recunosc acum edilii, vor transforma din temelii imaginea unui oraș care are mari aspirații spre turismul național.